Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem la Agroștiința, suntem la Iași, unde se dă ora exactă în zootehnie și discutăm despre vaca de lapte cu un invitat deosebit, fost decan al Facultății de Zootehnie, actual prorector, nu greșesc, nu? Da. Și cel mai important, fostul meu profesor și cel mai frumoase ore care le-am avut eu la zootehnie când am fost student și mi-amintesc cu drag. Și trebuie neapărat să ne împărtășească ce facem noi astăzi la stațiunea de cercetare DACU. Domnule profesor, nu o să spun numele, dumneavoastră să vă prezentați. Da, sunt profesorul Venone Păsărin, același de acum niște ani cu care te întâlneai în laboratoarele și în anfiteatrele Facultății de Zootehnie de la Iași. Și îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi într-un centru de o importanță deosebită în ceea ce înseamnă cercetarea zootehnică de specialitate, recte pentru vaca de lapte și nu numai, și să particip la ceea ce înseamnă o întâlnire în speța noastră a celor care avem datoria ca de 3 ori pe zi să asigurăm hrana de la copil și până la bătrân în cantitatea și de calitatea necesare pentru fiecare dintre noi. Domnule profesor, îmi cer scuze că intervin, dar am mai auzit discuții că laptele conține hormon, că am auzit la un post de radio, că laptele de vacă conține hormon, din cauza asta vițelul este foarte mare. Sigur, într-o perioadă în care foarte puțini răspund de ceea ce afirmă, foarte multe emanații din astea verbale se regăsesc. Și mai ales vorbesc cu oameni care nu sunt de specialitate. De aceea ar trebui să milităm fiecare dintre noi, cei care avem o pregătire serioasă în ceea ce înseamnă hrana, în ceea ce înseamnă laptele în cazul de față, să reușim să contracarăm astfel de afirmații, să încercăm să-i facem pe astfel de oameni să înțeleagă niște fenomene, niște mecanisme care se întâmplă și să nu fie permis oricărui și oricând să spună fel de fel de elucubrații, din punctul meu de vedere. Spunea colegul nostru zootehnist Florin Stanciu de la Pașcani că să fii fermier la vaca de lapte e o pușcărie asumată, cu ghilimele de rigoare. Ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, vaca nu dă lapte. Vaca trebuie îngrijită, vaca trebuie hrănită, Vaca trebuie iubită, pentru că știm cât de importantă este în perioada actuală elementul legat de interacțiune, de îngrijire dintre om și animal. N-aș merge chiar pe penitența aceea de care spunea fostul meu student și actualul inginer, șef de fermă de la Pașcani, dar, într-adevăr, ora exactă, din toate punctele de vedere, se dă în ferma de vacă de lapte. Este o măsură a pregătirii și a dăruirii, pentru că programul este unul de furnal, este unul foarte greu, este unul fără sărbătoare, este unul în care familia ta este ferma și foarte puțini dintre inginerii de astăzi își asumă și să gândesc să investească viața lor într-o astfel de fermă. Însă vaca, din punctul meu de vedere, rămâne regina animalelor. Și nu în ultimul rând, inginerii din această categorie sunt pe partea superioară a definiției de inginer de producție. Tot la fel, din punctul meu de vedere. Trebuie să le reamintim telespectatorilor că suntem la stațiunea cercetare DACU Bovine, la al doilea eveniment. Da. Aproape de fermieri, împreună cu studenți și cu elevi care sunt prezenți și cu fermieri. Da, studenți, doctoranzi, elevi, cei care trebuie să vadă în această stațiune un nucleu din toate punctele de vedere, adică de pregătire, de cercetare și de modalitate în care se pregătește și ajunge pe piață unul dintre alimentele esențiale ale vieții și ale României de astăzi, adică laptele de vacă. Da, trebuie să spunem, eu când eram mic, bunica la țară avea o brună de Maramureș, era un nucleu puternic la Secuieni, când eram eu student și da. Dumneavoastră ia sunt următori de practică da. Și nu poți să uiți gustul laptelui cu mămăliguță. Absolut. Tot la fel, datoria noastră a inginerilor zootehniști
este aceea de a arăta cât de important suntem și ce înseamnă veriga zootehnică în producția actuală. Dacă vocea noastră va fi mai mult auzită, noi vom fi vocali pentru că noi avem și posibilitatea de a demonstra cât de important suntem cu fermele pe care le avem încă și pe care sper să le mai înființăm în viitor. Noi trebuie să facem lucrul ăsta, avem această îndatorire și dacă vom reuși acest lucru, înseamnă că România nu este total pierdută. Acesta este punctul meu de vedere. Domnule profesor, vă mulțumesc mult, stimați. Și eu vă mulțumesc. Telespectatori, nu fugiți de la Agroștiința, că avem informații deosebite. Domnule profesor, încă o dată mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru participare și pentru faptul că sunteți aici într-un moment care cu adevărat este important eu și poate fi de răscruce. Și mi-asum, Iașu este pentru zootehnia românească, cred că este pe primul loc. Și demonstrează Facultatea de Zootehnie de la Iași și cu stațiunea de cercetare Danco. Absolut. Sunt două entități care cooperează și care înseamnă cercetarea, producția și practică. Vă mulțumesc, domnule. Cu drag. O zi bună în continuare.